Steak de conopii de la cuptor. Înainte de toate, să mergem la sertarul cu comori. Lista ingredientelor se regăsește la finalul rețetei. După ce am spălat conopida, îndepărtăm cotorul, apoi tăiem conopida în felii cu grosimea de aproximativ 3 cm. Nu irosim nicio bucățică din conopidă. După ce le-am așezat pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, le asezonăm. Putem folosi sos de roșii, sare, piper, usturoi, boia dulce, boia iute și puțin pesmet pentru textură. Orice condiment preferat poate fi inclus. Poate vă place garam masala, nucșoară, turmeric, ghimbir sau chiar mentă. Gătim la cuptorul preîncălzit timp de 30 de minute la 200 de grade. Acum urmează partea distractivă, crearea farfuriei. Poftă bună!